Hai, Puiu, să mergem să mai facem un videoclip. Bine, Puiu, hai! Nu știi ce e la un padawan? Ai trăit sub o piatră. Padawanul este un Jedi în formare. Poți spune că e un fel de elev sau student ce învață de la un cavaler sau maestru Jedi. Se diferențiază vizibil de Jedi prin niște împletituri ca o panglică din păr și sunt purtate pe toată durata antrenamentului, până când devine cavaler, moment în care maestrul său îi taie împletitura cu o sabie laser, evitând să ia și gâtul în acest proces. Practic, îl dezvirginează. Obi-Wan Kenobi, afară! Vaki ăsta este un padawan pentru că și la el apare această panglică, dar se vede că este începător, împletitura fiind destul de scurtă. Omul ăsta are jobul de milionar. Ce mă? Nu există job de milionar. Ba da, prietene, are jobul de milionar. Nu este actor sau showman, ci om de afaceri, extrem de bogat, un moștenitor al unui imperiu mondial, al unei multinaționale de ambalaje, iar averea lui se învârte în jurul unei cifre cu 6 zerouri. Vorba lui Puștiu. Cine este acest păsărel? Pentru că lumea îl ridică în slăb spunând că are un corp excepțional și că este un mare dansator, referindu-se la videoclipurile sale de pe Instagram. Despre ce rahat vorbesc ăștia, mă? Uitați-vă și voi la el. Arată ca un scheletron ambulant cu o țâță ieșită pe afară, dornică să alăpteze. Ce dracu vi se pare atât de cool la ăsta? Sau na, poate că unii oameni vor acuza că am ales o poză în care a ieșit nasol, dar el crede că e mișto pentru că spune și el enjoy în descrierea pozei. Ia uite și poza asta. Vi se pare vouă că arată de 50 de ani? Uite aici, bărbat bine la 50 de ani. Giugiuc. Și mai e și homeless. Ăsta arată de parcă are cel puțin 70 de ani. Și dacă ar fi așa, atunci chiar m-ar fi impresionat și pe mine cu ce știe și poate să facă. Ce e și mai ciudat e că femeile mor după el. Iar sunt atât de proaste ca nevastă sa? Bine, nevastă sa este de fapt singura femeie care are ceva de câștigat în relația cu el, deci nu e proastă. Sunt atâția oameni tineri și frumoși pe Mapamond, dar voi alegeți să vă uitați la boșorogul ăsta bogat care se crede dansator profesionist și el de fapt dansează ca o mangustă înainte de împerechiere. Și că riding on the beach, me and Z, enjoy. Ce căcat enjoy, mă? Că eu tot ce văd sunt trei cai frumoși și o mârțoagă murdară și obosită. Bine că ai devenit persoană publică, în loc să-ți cheltuiești milioanele tale în liniște și pace. Și uite cum dansează el. A devenit cunoscut pentru videoclipul ăsta în care era cu nevastă sa, care e cu 19 ani mai tânără. Asta e moda acum, până și eu am soția cu 5 ani mai tânără. Dar 19? What the fuck? Trebuie să recunoaștem că fata aia dansează de mare lumea plânge toți. Dar asta, ce căcat scheme sunt alea? Semeni cu George Jetson ca și stil de dans, prietene. Dar să știi că ăla chiar pare simpatic. Și uite ce descriere înțeleaptă pune. Dancing on the table for girls. De ce dansezi, mă, pe masă? Că se moară fetilii? Se foame și ai comanda mâncare? Nu. Am uitat. El era de fapt la serviciu. Are două joburi. Cel de milionar e unul și al doilea este de DJ, frate. A venit și în România săptămâna trecută și a făcut-o pe DJ-ul la un club de fițe din București. Nuba, dacă îl știți. Și cum româncele sunt cele mai frumoase femei din lume, îl înțeleg și mă bucur că a venit aici. Să le spună italienilor când se întoarce acasă cum arată de fapt niște femei frumoase. Nu am fost în club când era DJ, deci nu pot să mă pronunț asupra abilităților sale profesionale. Bă, Gianluca, cel mozolit de var în cap și de noroi colorat pe corp. Mă, tu știi că bei beutură contrafăcută acolo? Nu te mai da atâta în spectacol, micuțule plimbător de trotinetă la costum. Vrei să aduci noi trenduri, dar de fapt aduci noi sinonime cuvântului penibil. Să fii tu sănătos, că eu îți doresc doar binele, așa că nu te mai da în spectacol și lasă-i pe alții mai tineri care chiar au cu ce. Haterul de săptămâna aceasta este un fan. You were supposed to destroy the set, not join them. Ce ai făcut, mă, nene, mă? El a spus că vrea să fie hater, dar nu are ce să zică de hate. După care a spus-o pe asta și mi-a dat-o la temelie. Îmi pare rău, prietene. Promit că o să fie bine. Nu mă mai iau de oameni, ci doar de animale. Ca mărțoaga asta de față. Mulțumesc că ați rămas cu mine în continuare. Nu uitați să dați un share, like sau subscribe dacă v-a plăcut acest video. Și ne vedem în curând. Pa!